Încotro ne ducem, nu am de unde să știu. Știu doar ce este la ziua de astăzi. Industria alimentară, oamenii, au intrat mult prea profund în tot ceea ce înseamnă nutriție. Și cu gene modificate, și cu aditivi, cu euri, cu pesticide, nitrați, etc., etc., etc. Dar noi n-ar trebui să ne dăm mâinile în jos. Ziceam, în mail-urile care le-am scris această săptămână, ce avem noi la ziua de astăzi? Haideți să globalizăm. Avem alimente. În cazul în care avem stilul de viață care îl avem, cu produse procesate, cu fast food, cu tot, cu tot, medicamente. Din cauza că ne doare, trebuie să bem medicamente. Deci, alimente, medicamente și la mijloc sunt suplimentele, iarăși inventate de om. Aș fi vrut să vă spun că alimentele vă asigură tot necesarul. Nu am cum. Deci, cazurile sunt, am cazuri multe, chiar foarte multe, 20, 20 și 30 plus minus, cu care mă isprăvesc doar cu alimente. Nu, în niciun caz nu vreau să se ajungă la medicamente, deci dacă se ajunge la medicamente, este supus atacului ficatul nostru. Și orice persoană din biochimie, deci care a inventat medicamentele, vă va spune, nu le consumați. Dar eu sunt medic și nu am cum să zic categoric, nu consumați medicamentele. Dacă sunteți în stare acută, nu aveți altă șansă, trebuie să eliminați starea acută și atunci sunt medicamente. Și de aceea, deja ani de zile în urmă, calea mea a fost suplimentele, ceea ce ar însemna fitoterapie, după care și homeopatie. Am luat această direcție care este mai aproape de alimente. Alimentele nefiind suficient de sănătoase, dar este posibil oricum de a căuta cele sănătoase. Aici în Moldova, la noi, încă la țară mai sunt acele alimente sănătoase. Ceea ce nu pot să spun chiar când mă duc până în România, practic nu ai ce mânca. Mereu, deci cine a scris această întrebare, deci mereu și e valabil pentru toată lumea. În comparație, dacă aveți cola și aveți tetrapac, nu-i altceva. Eu spun la general, nu-i altceva. Atunci alegi tetrapacul, da? Deci dacă ai tetrapacul și ai suc fresh, nu-i altceva. Atunci alegi sucul fresh. Dacă e sucul fresh și e apă, alegi apă. Dacă e apă și apă alcalină ionizată, alegi apă alcalină ionizată. Totul este în comparație. Așa și cu legumele, cu fructele. Dacă pui aici legume și fructe și aici tort și bomboane, atunci e mai bine să alegi acele produse care, pe lângă produsele, deci componentele negative care sunt în ele deja, te strădui să le elimini la maxim. V-am dat sfatul acesta atunci când speli deci legumele și fructele, le pui într-un bol cu apă și pui o linguriță de sodă de mâncare ca să se ia tot ce înseamnă nitrați, nitriți, într-o cantitate oarecare. Dar în acel morcov, în acea sfeclă, există valoare nutritivă. În acea bomboană, în acel tort, deci nu există acea valoare nutritivă. Și atunci mereu este în comparație.